Ne fuge România de sub picioare, aș putea spune. Astăzi, la ceas de centenar, dăm după Siria, care știm că acolo este în desfășurare un război, cel mai mare număr de emigranți. Ce e de făcut, domnule minister? În orice caz, nu e deloc de făcut ceea ce a propunea ieri domnul Teodorovici, ministrul finanțelor publice. Am văzut, a stârnit multă zarvă. Declarația, nu, pentru mine e năucitoare, pentru că publică. L-am cunoscut pe domnul Teodorovici în emisiune de televiziune. Am avut ocazia să apreciez coerența domniei sale, am înțeles că, și e în mod evident, un om mai cultivat și mai aparent coerent până în momentul acesta, decât, după părerea mea, decât majoritatea, decât cea mai mare parte a numărul dintre colegii săi, membrii aceluiași cabinet, dar declarația sa de ieri este absolut năucitoare. Sigur, colegii mei ar spune că este împotriva intereselor fundamentale ale românilor, cum au spus deja, care au plecat acolo pentru a-și încerca să-și găsească o viață mai bună. Ar spune că este o decizie, că ar fi, că e o propunere cu totul și cu totul democratică. Eu spun mult mai grav decât atât. După părerea mea, mai grav. Alții poate să considere că nu e deloc grav. Declarația domnului Teodorovici de ieri este în mod fundamental ilegală. De ce? Ilegală? Pentru că ea încalcă unul dintre cei trei piloni fundamentali ai construcției europene și atacă în mod flagrant prevederi fundamentale ale tratatului de la Lisabona. Noi suntem membri ai Uniunii Europene și sper că dorim să rămânem în continuare membri ai Uniunii Europene. Or, unul dintre pilonii pe care Uniunea Europeană este construit e libertatea de mișcare. Libertatea de mișcare presupune și libertatea de identificare a domiciliului. Dacă cuiva poate să-i treacă prin minte că prin mijloace coercitive de acest fel poți să-i aduci pe români înapoi din țară, pentru că eu înțeleg, mecanismul e simplu, e fuga, cum spuneați, de cetățeni, fuga de cetățeni calificați aduce România în situația inexistenței unui sau diminuării forței de muncă competitive și specializate în multe domenii. Corect. Nu e singura țară din Europa în situația asta. Preocuparea domnului Teodorovici ar fi trebuit să fie însă aceea de a face în așa fel încât muncitorul român să găsească posibilitatea aici, în România, de a-și atinge dezideratele de viață personală. Pentru că orice român care pleacă este român supus, un cetățean supus unui stres suplimentar. Asta e evident pentru toată lumea. Nimeni nu pleacă de bunăvoie. Dar mai putem să-i aducem acasă? Pe unii da, pe alții nu. Mă tem însă că, din nefericire, putem să-i aducem acasă pe aceia care n-au reușit cum trebuie. Deci exact pe aceia care nu sunt principalii furnizori de servicii de calitate. Sau pe cei care au o legătură cu familiile, cu țara, mult mai mare decât ceilalți. E greu de precizat, dar în orice caz nu asta e soluția. Prin situații ca acestea au trecut multe țări în ultimii 50 de ani. Și au găsit alte soluții. Gândiți-vă de pildă la numărul mare de italieni sau de foști iugoslavi care multă vreme au trăit în Germania, în mod prioritar, sau în Austria. E, acele țări au găsit modalitățile de a-i atrage, de a-i convinge și nu de a-i obliga. Pentru că o asemenea decizie, dincolo de faptul că e ilegală, după părerea mea, e incoerentă din punct de vedere economic și este complet împotriva intereselor unei bune părți a poporului român, chiar și intereselor domnului ministru al finanțelor, pentru că o bună parte din banii care circulă în această țară sunt banii trimiși exact de cei împotriva cărora o măsură ca aceasta se îndreaptă. E complet năucitor.
Acum revin la această problemă. Cum credeți că s-a ajuns ca România, repet, să fie a doua țară după Siria la criza imigranților? Păi care e simplu. A fost după părerea mea, explică ce e simplă. După părerea mea, explică. Proasta guvernare. Faptul că România, cu câteva scurte perioade în care lucrurile au fost redresate, România n-a fost coerent și eficient guvernată în ultimii 30 de ani. Duce România lipsă de experți în momentul acesta? Tocmai pe se pare că da, eu nu sunt, nu pe mine trebuie să mă întrebați, pentru că nu sunt cel mai autorizat să vă răspundă, dar e clar că îi duce, că câtă vreme semnalele sunt trase zilnic. Pe de altă parte, însă, să știți că există și categorii de experți de top, care stau bine mersi în România, dar care sunt și plătiți așa cum merită. Domnule Vlad Nistor, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Cu plăcere.